În spatele meu este portul ucrainean Izmail, atacat chiar noaptea trecută cu drone iraniene de către ruși. Potrivit forțelor armate ucrainene, în ultimele 5 nopți au fost 4 astfel de atacuri. Iar un pic în stânga mea, Bogdan, dacă poți să întorci camera, pot fi văzute silozurile cu cereale atacate de către ruși. Iar undeva în zare, în depărtare, se poate vedea un fum gros, este de la Chilia 9. O să ajungem și noi după această tranziție în direct, evident, pe malul românesc al Dunării, la Chilia Veche. Da, aici în Plauru au fost găsite ieri acele fragmente de drone. Se presupune că ar fi rusească. Potrivit unor informații, drona nu conținea explozibil, ci ar fi putut fi de spionaj. În continuare, cei de la MAPN, militarii, caută cu șalupe, caută fragmente ale unor drone, dacă e posibil să mai fie astfel de fragmente de drone căzute pe malul românesc al Dunării. MAPN a condamnat atacurile de noaptea trecută ale rușilor asupra infrastructurii portoare ucrainene, însă precizează că nu este niciun pericol pentru localitățile românești de pe malul românesc. Nu de aceeași părere sunt însă localnicii de aici, din Plaurul Cristi. Am vorbit mai devreme cu mai mulți dintre ei și spuneau că sunt evident speriați. În jur de 2-3 noaptea se trezesc din cauza zgomotului dronelor rusești și al loviturilor apărării antiaeriene ucrainene, și iar oamenii se tem că pur și simplu fragmente din aceste drone sau fragmente de drone ar putea să cadă pe casele lor. Se tem mult dintre ei. Spun că ar vrea să vadă mai mulți militari români aici, să fie mai multă armată românească aici ca să se simtă protejați. Mulți spuneau că fie au plecat, fie au de gând să plece. Și îți mai spun, Cristi, că Plaurul pare a fi un sat fantomă. Este foarte mic, sunt doar 7 familii aici, cu câteva zeci de suflete. Se ajunge foarte greu pe un drum desfundat cu bacul. După ce treci cu bacul brațul Sfântul Gheorghe lângă Tulcea la Tudor Vladimirescu, nici semnal la telefon nu este. Noi, pentru a putea face această transmisie în direct, a trebuit să intrăm pe roamingul de Ucraina. Așadar, Cristi, acestea sunt imaginile și informațiile de aici, de pe malul românesc al brațului Chilia, peste Dunăre, este portul ucrainean Izmail.